Parchetul general a preluat dosarul lui Mihai Dafinescu de la procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Decizia a fost luată de procurorul general al României ca urmare a impactului mediatic al acestui caz și având în vedere faptul că este vorba despre un magistrat care timp de 12 ore și-a ținut fiul infractor ascuns de polițiști. Beizadeaua judecătoare din Gorj, Mihai Dafinescu, s-a urcat beat la volan și a lovit mortal o femeie de 52 de ani. Mai apoi a fugit de la locul accidentului și s-a dus acasă. Polițiștii nu au putut să descindă în locuință pentru că nu aveau aviz de la CSM, aviz necesar fiind vorba despre locuința unui magistrat. Astfel, polițiștii au păzit locuința toată noaptea fără a putea interveni. După aproximativ 12 ore de la accident, Mihai Dafinescu s-a predat polițiștilor. Potrivit surselor noastre, în tot acest timp, Dafinescu a încercat să scape cu complicitatea mamei sale. Judecătoarea ar fi chemat acasă, inclusiv o asistentă care să-l ajute pe fiul său, să scape de alcoolemia pe care o avea.